Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi o să fie un episod norocos, dar totuși și cu mare ghinion. Pentru că, după cum vedeți, înainte de toate să vă povestesc ce s-a întâmplat, vreau să dați un mare like în momentul acesta, pentru că o să fie o poveste tristă. Mă rog, sper doar să avem noroc. După cum vedeți, o să încep cu vestea proastă. A scăzut în arena 9. Mai exact, avem acum 2905 trofee, am scăzut 100 de trofee. Și ca să vă arăt cât ghinion am putut să am. Deci am făcut o mare prostie de a încerca să schimb decurile. Am ajuns la 3005 trofee și de atunci nu am mai câștigat nici măcar un match. Parcă am câștigat odată unul, după aceea am pierdut vreo 4 la rând sau 5 și tocmai de aceea am avut marele ghinion. Am încercat să schimb apoi deck-ul, să văd ce deck mi se potrivește, pentru că începea să mă enerveze deja. Și am dat în continuare, trebuia să iau pauză, dar totuși am continuat și am pierdut. Așa că până la urmă ăsta a rămas deck-ul pe care l-aveam deja și am scăzut foarte mult. Și pare tare rău. Așa că, ia să vedem ce avem noi aici. Avem ceva de cumpărat, nu prea avem nimic de cumpărat pentru că nu prea folosesc. Așa că hai să deschidem giant chest-ul ăsta pentru început. Sper să... Opa! Poisonul, Poison și Tesla. Ok, mă gândeam că poate luăm și noi legendare din giant chest, dar nimic. Așa că, obligat forțat, trebuie să dăm la battle ca să ne ridicăm înapoi în arena 10, neapărat, suntem arena 9 din nou, băi, și îmi pare tare rău pentru chestia asta, pentru că tot am făcut schimbări cu deck și așa mai departe și din cauza asta, na, asta a fost. Bun. O să-i dau aici un rage. N-am apucat să... Bun, hai, bun, și... Bun, i-am luat. Măcar i-am dat damage, e ok. Ce să punem, balonul sau P.K.? Hai să punem P.K. Era frumos dacă mai aveam ceva să punem. Măcar Skeleton Army, să punem Skeleton Army. Că sigur are Skeleton Army. Mă îndoiesc să nu aibă. Ah, da, era de așteptat să aibă ceva. Ce v-am zis eu, ce v-am zis? Bun. Bun, hai că e ok. Băi, nasol. O să pun wizard-ul. Hai să-l pun. Haide. Băi, avem destul de mari șanse să câștigăm meciul ăsta. Credeți-mă că am fost nervos rău la faza asta, că am scăzut înapoi în arenă. Asta e. Se mai întâmplă, n-avem ce să facem. Ok, mă așteptam să pun ceva. Ok, o să pun și balonul, haide. Bun, ăla-i, haide. Dăm un rage repede. Și bine, mă, băiatule, turn mort. Ăla-i, tată. Ăla-i. Dăm și aici un arrows. Și acum vreau doar să mă protejez, că altfel să mă apăr, că altceva n-am ce să fac. Dar ca să-l speriem puțin, o să dăm în partea asta, ok. Ok, o să dăm aici, bum. Hai pe P.K., hai cu P.K., hai cu P.K., că altul n-am ce să fac, altul n-am ce să fac. Nu vreau să mă omoare. Ok, e mort. Royal Ghost-ul. Ok, și ne ducem. Băi, nu i-a distrus, nu te cred. Hai cu rage-ul, hai cu rage-ul, du-te. Ai mă, am zis că poate. Avem noroc, dar se pare că nu avem noroc. Ok. Băi, am avut totuși noroc aici. Hai cu P.K., băi, știu că avem destul de multe șanse. Știu că avem șanse, știu că avem șanse. Bom. Și dăm un rage. Hai, du-te, băiatul, du-te. No, bă. De ce trebuia să mi-l omoare?
Bun, hai. Te rog eu, hai mă băiatule, du-te cu balonul. De ce? E clar că nu prea mai avem șansă, cine știe ce. E clar. Am nevoie de P.E.K.K.A. neapărat. Ia uite-l mă băiatule, ce mi-a dat-o aici. Nu te cred. Doamne ferească mă sfântul. Deci fiți atenți. Fiți atenți. Eu postez chiar și episoadele în care pierd. Când am jucat atunci nu am filmat. Vedeți cât de prost am putut de... Dar nu e faza. Trebuie să ai și ghinion. O să vă arăt istoria. Istoria la ce am jucat eu. Fiți atenți cât de... Deci cea mai nasoală perioadă am avut. Deci defeat victor. După aia defeat, defeat, defeat. Aici un egal. N-am avut șanse deloc. Apoi defeat, 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 defeat. Defeat, o victorie. Iar apoi defeat, defeat. Deci îngrozitor. Fiți atenți cât de îngrozitor tot. Nu știu. Dar a fost... Astăzi am jucat și ca disperatul. Și după aceea, și tocmai de aceea am avut o perioadă extraordinar de nasoală. Nu știu ce să mai fac, înțelegeți? Trebuie să ai și noroc să caz cu unii mai slabi. Și am văzut că foarte mulți ziceați că îți boostați și așa mai departe. Deci o să vă răspund și la întrebarea asta. Că foarte mulți sunteți nedumeriți. Wow, sunt boostat. Nu știu ce. Ce? Deci ar trebui să vă gândiți în primul rând. Cum să vă explic eu? Eu am conturile mele. Eu am conturile mele cu parole. Cred că nu le-aș da în viața mea. Nu aș da conturile mele. Cred că ar fi cea mai mare prostie. Pentru că am parole, am de toate. Și n-aș face în viața mea așa ceva. Și cred că v-am răspuns la întrebare. Pentru că eu nu am dat contul meu în viața mea. Nici nu o să fac chestia asta. Până la urmă eu mă distrez jucând chestia asta. De ce să dau contul meu? Eu nu vreau să cresc nu știu ce Challenger 1 sau Master 1 sau ce mai sunt pe acolo. Nu o să mă aștept niciodată la chestia asta, credeți-mă. Hai, e clar că îmi distruge turnul în partea asta. E clar. Da, deci ăsta o să fie cel mai ghinionist episod pe care l-am avut până acum vreodată. Cel mai ghinionist. Azi am avut ghinion întreaga zi, credeți-mă. Întreaga zi la Clash Royale am avut cel mai mare ghinion. Da, asta e până la urmă. Mai și pierzi, mai și câștigi, eu pun și meciurile în care pierd. Asta e. Să-l punem în față. Hai, du-te în față, P.E.K.K.A. Dăm un rage, hai să dăm și un rage. Du-te. Pregătim frumos. Hai măi, du-te. Bun, mort în partea aia. E meci câștigat, ăsta clar. Ăsta e meci câștigat. Bun băiatul, bun. Bun. Ce facem? Ne apărăm? Eu zic să ne apărăm cel mai bine. Da, zic să ne apărăm cel mai bine. Eram sigur că o să se ducă direct aici. Mort? Da, mi-a omorât. Nu mai aveam ce să mai fac. O să pun arrows, că sigur pune ceva. Nu știu ce, nu știu de ce am dat rage. De ce am dat rage? Mamă, ce mi-a dat în partea aia. Bun. O să pun pe P.E.K.K.A. Sper doar să nu iasă draw. După cum vedeți, nu prea mai are șanse. Bum, o să pun aici un arrows. Și dăm un rage. Ah, am zis că poate avem noroc. O să pun și Skeleton Army. Bun, ca să-i distragem atenția. Și hai că e mort. Haide că e mortus. Mortus călătorus, adios muchachos. Ia uite-l. Și mort, nici o șansă nu mai are. Bum. Ăla-i tată. Meci câștigat în sfârșit, mulțumesc lui Dumnezeu. Am câștigat și un meci.
Am câștigat un meci în acest episod. Asta e, se mai întâmplă, mai și câștigi, mai și pierzi. Ce să faci? Așa e în viață, urci și cobori, pentru că până la urmă trebuie să te distrezi. Sper că v-am răspuns la întrebarea asta, că foarte mulți ziceați că ești bustat, că ești bustat, că ești bustat. Nu, nu am fost în viața mea bustat și nu am dat contul meu la nimeni. Și sper că v-am răspuns, nu știu, cred că cei care zic că eu în faza e că eu am intrat și la foarte mulți youtuberi români și m-am uitat la Clash Royale și mă mai uit din când în când, dar foarte rar. Ca să văd dacă le pică legendară, care mă interesează pe mine cel mai tare. Și foarte mulți ziceau acolo, bustat ești, bustat ești, bustat. Băi, săraci băieți care joacă Clash Royale acolo, vloggerii, youtuberii care filmează Clash Royale, ce se gândesc oare? Sunt atât de mulți care zic că e bustat, bustat. Până la urmă, nu cred că e nimeni bustat. Cred. Oricum, sper că v-am răspuns la întrebare, sper că ați înțeles ceva. Și probabil cei care zic că ești bustat, pur și simplu Eu credeți-mă că habar n-am toate cărțile, pentru că nu le am pe toate. Și eu, foarte mulți mi-au zis că nu le știu și asta înseamnă că sunt bustat, că nu știu cărțile. Nu știu cărțile pentru că v-am zis că nu prea mă uit la alții care joacă și nu cunosc cărțile. Asta nu înseamnă că sunt bustat sau ceva. Așa că, și pe lângă chestia asta, mai vreau să mai zic ceva, dar am uitat. Da, toți cei care zic că la alții că e bustat sau nu știu altceva, nu știu, probabil au ceva ei în cap. Așa că mersi tare mult pentru vizionare și faza, uite, am făcut și caroncestul până acum, așa că ne vedem în episodul următor cu multă pace și iubire. Salutare!